Am revenit, doamnelor și domnilor, este ora 14, potriviți-vă ceasurile, dar mai ales potriviți-vă emoționalul, pentru că veți vedea niște imagini pe care ciclic le puteți vedea, în general, în spitalele din România. Și aici vorbim despre clanuri rivale care au găsit drept ring de box unitatea de primire urgențe, pentru că așa se întâmplă. Și totdeauna când se întâmplă câte așa ceva, poliția și ia concediu, ca să nu ne explice poliția despre ce este vorba. O să vă explic imediat, apropo de explicații, și am folosit acest cuvânt de vreo 6 ori, după ce vedem împreună aceste imagini, care cu siguranță vă vor afecta emoțional. Povestea este următoarea. Unitatea de primire urgențe, spitalul din Buzău, și ce au găsit două clanuri rivale să facă. Ia uitați-vă, stimați, invitați cei acolo. Toată povestea s-a terminat în momentul în care una din femeile din clanul rival a folosit un spray lacrimogen pe care l-a pulverizat acolo. Vă dați seama ce a fost în mintea asistenților, a doctorilor, dar și a pacienților, pentru că ele, clanurile rivale, nu, au ajuns la UPU și de acolo s-au luat. Că, Doamne, ce s-a întâmplat? Bineînțeles că s-a sunat la 112 și a venit și poliția pe această care, ia, uite, acum deja dădea cu gaz lacrimogen. Poliția, bineînțeles, că a ridicat niște suspecții în vederea cercetărilor. Dar lucrurile astea se întâmplă ciclic. Și încă ceva, știți foarte bine că spitalele din România au contracte cu tot felul de bodyguards de ăștia care ar avea intervenție rapidă. Iată că în astfel de situații intervenția rapidă a fost exact zero. Dar uite ce se întâmplă. Iată, în spital, da? Locul unde te duci că ai un necaz. Te apuci și te iei la bătaie. Se întâmplă la Buză, oameni buni. Stăm să ne gândim ce se întâmplă și ce făcea în acel moment paza acestei unități. Bănuiesc că au și nu pot să funcționeze altfel. Și atunci stăm să ne gândim în ce măsură această pază este una efectivă, reală, poate să aducă o anumită securitate pacienților și aparținătorilor, sau este una doar formală, să plătești niște bani și când este nevoie să se intervină sau să se aplaneze ceva, fug. Se fac dispăruți. E vorba, la un moment în stânga este și un copil. Deci... Păi da, și păi mama acestuia a dat cu spray-ul lacrimogen și nu știu ce. Nu, dar n-am putea oare ca la UPU, nu știu, să nu mai aibă ce căuta aparținătorii? Bă, dacă vor să bată, treaba lor, dar să bată afară în stradă. Problema e că după o bătaie de asta, care de regulă între clanuri de interlope apare cu o seară înainte sau ce se întâmplă din diverse pe și împart teritoriul problemele lor, de regulă după bătaie de asta unii ajung în spital și cei din clanurile interlope sunt foarte solidari, dacă ați observat că ei se duc toți la spital, adică dacă au fost doi internați de acolo, pleacă tot clanul. Și o adică, activitate mai bine partea, organizată, că dacă se bat direct în spital, deja sunt acolo și într-o zonă, da, se transportă. Într-o zonă ca Buzău. Știți că a fost nevoie de 2 ore de aerisire a secției? Știți că pacienții aflați în diverse stadii, că la UPU deja ești aproape de colaps, da? Pacienții au fost cărați în niște saloane improvizate și așa mai departe, pentru că niște nemernici s-au gândit că trebuie să facă ring de box acolo. Și nu este singurul spital din România. Știți aici că ciclic apară tot felul de scandaluri. E vorba de reacția pe care o au de la început. Deci în momentul în care există bătaia și în care au ajuns salvările, se ducă la spital sau nu știu, deja poliția trebuie să se sesizeze spitalele respective să aibă pentru că pe ei nu poți să-i oprești. Ei se duc, cum sunt obișnuiți, se duc toți la spital. Nu au fost mulți răniți care au ajuns la UPU. Că ea nu sunt răniți, ea nu sunt oameni care au avut o necesitate medicală. Cei care au declanșat scandalul sunt cei aparținători. Păi aparținătorii, păi de-aia zic, nu cei care s-au bătut în punctul ăsta de vedere, ar trebui făcut un următorul lucru. Aceste spitale să încheie contracte de protecție și pază cu cele foarte puține societăți care au și oamenii pregătiți să intervină. La serviciile de primire urgență în astfel de cazuri, Tudor Ciuhodaru este medic la primire urgență. Bun găsit, domnule Ciuhodaru! Bine v-am regăsit! Domnule Ciuhodaru, noi urmărim un caz la televizor în care la UPU Buzău, chiar în secție, s-au bătut ca în vestul sălbatic, au dat cu spray lacrimogen și așa mai departe. Și eu afirm mai sus și tare că nu este caz singular în România. Se întâmplă des astfel de manifestări la UPU?
Bineînțeles, și e ca pe front. Deci aș putea spune că nu există zi, nu există noapte, în care colegii mei din unitățile de primire a urgențelor, cei de la salvare, în general de serviciile deschise, să nu fie puși în astfel de situații. 4 din 5 colegii mei au fost agresați cel puțin odată, fizic sau verbal. Iar domnul Botin, de-a lungul timpului, am văzut cazuri cutremurătoare. Au fost pacienți care au utilizat drujba, cuțitul, sabia, amenințând personalul medical. Și nu uitați că în aceste situații, când se pune în pericol viața personalului medical, se pune în pericol și viața celor care au nevoie cu adevărat de asistență de urgență. Sunt cazuri în care asistenții mei se întrebau, mai ales asistentele, se întrebau dacă să mai vină la muncă, le era extrem de frică, pentru că acele camere de supraveghere sunt absolut iluzorii și nu fac decât să numere morții, victimele, dar nu rezolvă nimic. Să știți că venim și cu soluții pe tema aceasta, pentru că eu trăiesc și muncesc de 25 de ani într-o unitate de primire a urgențelor a Spitalului Clinic de Urgență din Iași și mi s-a întâmplat nu odată să fim puși în astfel de situații. În primul rând ar trebui să fie modificată legislația. Adică agresiunea împotriva personalului medical ar trebui să fie considerată ultraj, la fel ca la polițist, ca la jandarm, aflat în misiune, pentru că, să știți, chiar spre deosebire de aceștia, noi nu avem nici echipamentul și nici educația necesară, să spun așa, pentru a ne apăra, sau poate ar trebui să ne se predea la facultate și lecții de Kung Fu sau de karate. Iar, da, poate cei care agresează personalul medical aflat în misiune ar trebui să fie un spor de pedeapsă de 50%. Și nici asta ar trebui doar o soluție să descurajeze astfel de fapte abominabile, pentru că toleranța legislativă în acest domeniu face ca aceste gesturi să se repete în fiecare zi. În plus, ar trebui să existe acele butoane de panică în care să poți alerta imediat un serviciu autorizat și vorbesc despre poliție. Pentru că uitați-vă și dumneavoastră cum arată de multe ori cei care sunt de la firmele de pază și că de multe ori și acestea au fost folosite doar pentru a sifona niște bani și nu asigurau cu arelală protecție. Iar în al treilea rând ar trebui să existe, mai ales acolo unde știm că sunt zonele de foc și vorbesc de unitățile de primire a urgențelor, acele posturi, dacă vreți, de poliție locală. Și dumneavoastră, când mergeți cu mașina, dacă mergeți mai repede și vedeți polițistul pe stradă, mai ridicați piciorul de pe accelerație când vedeți că există poliția pe stradă. Așa ar fi și unitățile de primire a urgențelor, pentru că dacă îl vezi pe cel care a trebuit să te apere acolo, poate ar ezita foarte mult să facă acest lucru. Și să știți că această lege pe care o propuneam eu cu nouă încadrare juridică pentru agresarea personalului medical să fie considerată ultraj, va salva vieți. În primul rând, viața pacienților, pentru că, nu uitați, tratez în fiecare zi infarct, accidente rutiere, cazuri severe, intoxicații acute, ca politrauma. Cum poți să te poți ocupa de acești pacienți când o mână trebuie să-i tratezi, iar pe de altă parte trebuie să spui, să-ți asiguri că nimeni din echipa ta medicală nu-i va fi pusă viața în pericol. Da, dar ar trebui, de exemplu, interzis accesul aparținătorilor în incinta secției. Eu știu că este cumva secția cu prioritate zero acolo la UPO. Nimeni nu trebuie să împiedice de aparținători și așa mai departe. De punctul meu de vedere, propusesem și să există acele cartele de acces în care să aibă anumite spații medicale, doar accesul personalului medical. Dar pe de altă parte, nici nu pot să spun că cei care vin cu pacienți aflați în suferință și care văd zecile de ore de așteptare, așa cum se întâmplă cu multe spitale de secol trecut, chiar și prin Iași, nu au dreptul să stea și alături de cei dragi. Dar trebuie să existe spații destinate, confort, eventual un mediu propice în care să poți aștepta și să se separe în întregime activitatea medicală de celor care așteaptă. Dar pe de altă parte, uitați-vă și dumneavoastră, sunt de multe ori foarte mari tipii de așteptare și cel care este găsit din cauza proastei organizări, iar acaropăul găsit de fiecare în față este un medic, un asistent care îi pică vreunui nemulțumit în mână. Mulțumesc, Tudor Ciuhodaru. Poate facem o prevedere legală pe această chestie, că sunteți și deputat. Și poate, se duce în extenso și ce a zis dânsul la un moment dat tangențial, referitor la firmele de pază și cum sunt date contractele și cum se, dânsul a zis, sifonează foarte bine, a zis, niște fonduri cu niște firme de pază. Vă spun de ce, în foarte multe spitale, inclusiv în București, tocmai agenții ăștia de pază sunt mari afaceriști. Sunt cei care vin și percep taxe, da,
ciubucuri ca să-i lase pe unii, nu, să da, intre, să se ducă prin spital, să plece. De obicei, agenții de pază, domnule Cumaroni, ați văzut și la bănci, și asta se ocupă cu altceva. În loc să asigure paza și protecția personală dinăuntru, stând afară și încasează bani de la parcare. Dar altceva am vrut să zic, chiar când a intervenit domnul doctor, se sifonează banii. Dar dacă ne uităm la acei agenți de pază, îți dai seama că ei n-ar fi în stare să alerge 3 metri fără să aibă limba până la ureche. Dacă le bați din picior, fug de acolo. Până la genunchi. Ideea e că în țară, sau mă rog, în București cel puțin, sunt foarte puține firme de protecție și pază care într-adevăr au oameni specializați și în caz de intervenție chiar intervin. Nu vreau să fac reclamă. Pe la acei agenți de pază de care spuneți dumneavoastră și am văzut și noi și care sunt primii ciubucari de acolo, închipuiți-vă, domnul Durgheu, cum vin 30 de ăștia din clanurile interlope. Dar păi ăla dispare primul, domnule, a plecat de acolo. Unul e suficient. Domnule, toate poveștile astea vin și din timpul ăla de așteptare la UPOC. Acolo se inflamează. Știți că vine urgența și este triată la un birou de urgență. Da, urgența mea e mai urgentă ca a ta. Și sunt verde, roșu, nu știu ce. Omul că vine acolo, indiferent ce urgență are, zice vreau să fiu luat primul. Înțelegi? Doctorii spun, stai domnule că nu știu ce, primii din linia asta sunt asistenția care triază și aia sunt înjurați și bălăcăriți. Deja nervii sunt inflamați. E ca dacă mai apare și câte un clan de ăsta interlop, cum zice poliția, poliția din Buzău nu ne răspunde, căci atenție, nimeni n-are voie să vorbească, iar purtătorul de cuvânt este plecat în concediu. Și vorbeam, când sunt clanurile astea interlope, toate nu se mai bagă nimeni. Nu se poate întâmpla orice. Hai să mergem apropo. Ca și la îmbălsămări, la astea de ce? Ca, da. Păi nu, că mergem acum în județul Cluj, da? Căci la Cluj e Fruncea. E bine, doamnelor și domnilor, vorbim despre alte imagini care vă vor afecta emoțional. Vorbim despre un fost polițist, actualmente pugilist, care are un fetiș în capul lui, anume ori de câte ori iese pe uliță, ce face polițistul acesta, își șnopește în bătaie vecinii. Iată-l pe polițist și el merge agale, știți cum e viața rurală, și merge încet, încet, îi spunea la vreo două și pac, i-a dat una de... și îi mai dă și cu piciorul pe această cale. Acest animal, că nu pot să-i spun altcumva, este un fost polițist. Un fost polițist, numele său, deși nu merită să amintesc, numele este Victor Botoș, da? Iar Victor Botoș a fost polițist, acum e cică boxer profesionist. Iar ăsta terorizează de foarte mult timp vecinii din comuna Cătina, din județul Cluj. Ei bine, ultima ispravă a fost și anchetată de către poliție, că aici vreau să ajung, de către foștii lui colegi, da? Iar foștii lui colegi, domnule, hai să ne ducem în fața unui procuror. Da, procurorul, știți ce a zis? Nu e cazul să cerem arestarea. Nu i-a dat, mă, decât vreo 3 picioare în gură. Nu contează, restul pun. Domnul Botin... Păi, vedeți imaginile. Adică ăsta trebuia acum, teoretic, să fie arestat și ascuns în spatele gratilor. Pentru că este un om violent, da? Și care poate să facă rău unui om. Dintr-un pumn, un om poate să moară. Domnul Botin, adevărații sportivi își consumă energia și au un cod de etică și au o sportivitate care nu are nicio legătură cu ce am văzut noi aici. Acesta, în mod normal, în condiții normale, o federație, Federația de Box, Română de Box, dacă în cadrul acestea aș desfășura activitatea. Profesionist. Ok, dacă e profesionist, clubul din care face parte ar trebui să retragă orice din posibilitate de a mai... Hai că, uite, da, vorbim activat vreodată sportiv. Eu mă întreb ce-o fi fost în capul procurorului care nu l-a dus la mandat sau în capul judecătorului de drepturi și libertăți dacă a fost dus la mandat și nu s-a emis mandatul de arestare. Uite, ne spune Dumitru Coarnă, liderul sindicatului polițiștilor. Bun găsit, domnule Coarnă. De formare profesională. Domnul Coarnă, nu vă întreb de berbecul ăsta, ci vă întreb de o chestie generică. De câte ori se întâmplă, domnule Coarnă, când infracțiuni cu violență reclamate la secțiile de poliție, da, oamenii dovediți că au acționat cu violență sunt duși în fața procurorilor, iar procurorii spun, lasă-vă că îi cercetăm în libertate, poate mai bat vreo 2-3 între timp. Păi, trebuie să analizăm fiecare caz în parte, pentru că dacă rămânem în zona infracțiunilor la procedură prealabilă, pe bună dreptate procurorul nu duce în fața judecătorului pentru arestare preventivă, pentru că aceste infracțiuni de foarte mult se împacă, vorbind de o lovire sau alte violențe sau o vătămare corporală care practic la un moment dat, din statistică vorbind, aproape 90% se împacă. Sigur că dacă vorbim de o infracțiune unde legea conferă o sesizare din oficiu, de regulă, vedând și istoricul persoanei în cauză, circunstanțele reale și personale, de regulă,
se merge cu reținere și arestare preventivă. Domnul Coarnă, noi difuzăm niște imagini de pe o cameră de supraveghere, da? Un fost polițist, Vasile Botoș, de la Cluj, îl bate pe unul, calcă în picioare. Imaginile afectează emoțional pe toată lumea. Atenție însă, ce am aflat? Omul ăsta, bătăușul, a mai fost în mâna polițiștilor pentru că în urmă cu câteva luni l-a mai bătut odată pe același personaj, iar omul ăla a stat foarte mult timp la terapie intensivă. Deci a doua faptă de lovire și cică în comuna respectivă, ăsta iese pe stradă și că dacă se întâlnește cu un vecin și nu-i place fața lui, îl ia la poceală. Eu nu vă contez pentru că nu am date despre aceste elemente, dar sigur trebuie văzute dosarele penale punctual și depus în consecință. Ce vă spun eu cu fostul ăsta polițist? El nu s-a pensionat din poliție, a fost destituit din poliție în urma unor sancțiuni privind comiterea unor abateri disciplinare. Deci omul a fost destituit din Poliția Română, ca să ne înțelegem. Deci el a fost destituit în 2004, deci nu s-a pensionat. Am înțeles. Practic, el avea niște porniri de acest tip. Acum, sigur, trebuie văzut fiecare dosar în parte. Repet, dacă există plângere, dacă numărul de urgent medico-legale mă duce în zona sesiunii din oficiu, ori am plângerii, părți infătămate, sunt niște lucruri foarte tehnice care ar trebui analizate. Sigur că eu nu sunt de acord cu această atitudine și ar trebui, acolo unde legea permite, în opinia mea, cu prioritate intervenirii. Domnul Coarnă, nu știu dacă vedeți imaginile acum. Imaginile arată foarte clar. I-a dat un pumn, a căzut ăla și îi dă cu piciorul un șut în gură. Poate fi în mare măsură din cazuri, omul ăla poate muri dintr-o astfel de lovitură. Asta nu este tentativă de crimă? Poate să fie. O medicul legit sunt expertiză. Deci nu, lucrurile nu s-au întâmplat la prima vedere. Aveți un avocat în platou? Avem doi. Vă salut, domnule Coarnă. Mă, suntem doi, da. Păi mă duc cu voi, e greu cu voi. Fără a vă înconjura, domnule Coarnă, spun foarte, aveți dreptate în ceea ce spuneți, fiecare dosar în parte, de la caz la caz, dar în acest caz prezentat de B1 TV, dumneavoastră nu vedeți imaginile, acest dezaxat efectiv lovește foarte violent în zona capului, după ce victima cade, îl lovește cu brutalitate, inclusiv în cap cu piciorul. Având în vedere situația că aceeași persoană a stat la terapie intensivă băgată tot de acest om violent, vă dați seama că fără doar și poate se poate vorbi de tentativă de omor. Da, eu vă cred. Nu trebuie așteptată plângerea prealabilă. Formulez întrebarea. Că acest om, niciodată nu va depune plângere penală de frică. Dacă acest om, bătăușul, ascultați-mă, reformulez întrebarea. Bătăușul, mâine se supără pe altcineva și Doamne ferește, îl omoară pe ăla cu bătaia. Procurorul ăla care l-a lăsat în libertate, ăla nu se face vinovat de nimic? De complicitate la omor? Asta mă interesează pe mine. Că m-a săturat de șmecheri în țara asta care flutură săbile, fac tâlhării și procurorii și asta spun, lasă-mă, nu e nevoie să-l ducem la judecător. Și ce se întâmplă dacă imaginele și cred pe cei doi invitații ai dumneavoastră, pentru că știu că fiind doamne serios. Că pe mine nu mă credeți, că eu n-am promitat. Ba da, pe dumneavoastră vă cred unilateral, fără niciun fel de alte documente. Așa, domnul Coarnă, așa. Vreau să spun că dacă lovitura a fost aplicată în mod repetat, cu anumită intensitate și într-o zonă în care puneam primești de viață, categoric trebuia declanșată cercetare pe tentativă la omor. Dar este competența exclusivă a procurorului, nu vreau să arunc vinovăția asupra nimănui. Poliția nu face decât să execute acele sarcini. Eu am înțeles, dar vorbeam și vreau să ne spun și ne-a spus din expertiză de câte ori se întâmplă chestia asta, că îi luați, îi duceți la procuror, nici măcar nu-i mai duc la judecător. Se întâmplă de foarte multe ori, credeți-mă, de foarte multe ori se întâmplă acest lucru. Avem sentimentul de, știu eu, undeva de om învins, de om care practic a încercat să ne stabilească ordinea publică și sistemul undeva te-a păcălit. Sigur că se întâmplă ceea ce nu este în regulă. Mulțumesc, domnul Coarnă, să aveți o zi bună. Un singur comentariu, o întrebare pe care vă adresez dumneavoastră, dragi invitați, anume faptul că dacă un astfel de om violent este lăsat, da, e dovedită, nu e nici pixelul albastru pe filmarea asta, da, este lăsat așa, el ar putea teoretic și mâine să agreseze la fel pe altcineva. Dacă, Doamne ferește, omoară un om, procurorul, ca ăla care l-a avut în mână, da, cu filmări și cu asta,
Ăla nu răspunde, în procurorii teorie, ăștia? Bă, da, sigur. Și avem 1000 de exemple de atacatori cu sabia, teorie. Luați și lăsați în libertate și unul care face o greșeală economică, luați și pus la zdup, 6 luni. Sau pe baza unui denunț de acum, de acum 10 ani, arestat preventiv. Sunt convins că trebuie să răspundă, adică așa cel puțin spune teoria, da. Și mai ales că din acest caz nu este unul singur, deci doar cu acest vecin. Asta a fost filmarea. Deci mult mai mulți vecini la un moment dat au reclamat în momentul în care a venit poliția și a fost dus la procură. Deci, pe lângă că loviturile sunt cu potențial de cauzatoare de moarte în zona capului. Nu, da, după aia și în rinichi, în ficat, pe unde o fi lovit cu piciorul, că se văd acolo. Există alți vecini care la rândul lor au reclamat. Poliția a venit, l-a dus la procuror și procurorul a considerat, în baza filmărilor, că aici este grav. Deci în baza filmărilor, unor declarații pur și simplu, în baza unor imagini, a considerat că nu trebuie să facă deocamdată nimic și că... Domnilor, luăm publicitate. După publicitate, trebuie să vorbim neapărat despre un subiect pe care l-am previzionat cu multe luni în urmă. Eu am spus de nenumărate ori că România va avea mega probleme pentru că n-am fost în stare să închidem gropile de gunoi din țara asta. E bine, în timp ce ministrul Gavrilescu se duce să respire aer curat prin Chile în vizită oficială, iată că Uniunea Europeană ne-a condamnat prin Înalta Curte de Justiție a UE și am încurcat-o definitiv și irevocabil. Vom plăti zeci și sute de mii de euro. De ce? Din cauza incompetenței unor oameni care, deși știau că trebuie să facem pași rapizi spre această închidere totală a gropilor de gunoi, n-au făcut absolut nimic. Comentăm în 8 minute, ne întoarcem. Am revenit, doamnelor și domnilor, din păcate avem o veste extrem de proastă pentru noi toți și o să explic imediat. Știrea este în felul următor. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamnat România pentru că nu s-a conformat obligației de a lua toate măsurile necesare închiderii cât mai rapid, dar nu mai puțin de 68 de depozite de deșeuri. Aici vorbim de clasicele gropi de gunoi. România trebuia să facă acest lucru conform directivei Uniunii Europene din aprilie 1999. Și mare atenție, în 2017 Comisia Europeană a decis să acționeze în judecată România la Curtea Europeană de Justiție. S-a terminat procesul ieri și a ieșit verdictul. Sunteți condamnați și vom fi într-o procedură de infringement dur. Mare, mare atenție, vom plăti zeci sau chiar sute de mii de euro amendă zilnic pentru faptul că autoritățile din România nu au putut să facă acest lucru simplu, să închidă 68 de gropi de gunoi, să se conformeze cerințelor Uniunii Europene. Activist pentru mediu, Octavian Berceanu este cu noi prin telefon. Bun găsit, domnule Berceanu! Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Domnul Berceanu, nu au vrut, nu au putut sau pur și simplu au ignorat avertismentele Comisiei Europene? Mă refer la cei de la Ministerul Mediului și de la autoritățile locale și județene. Să vă povestesc că anul trecut și anul acesta, în primăvară, am fost împreună cu Comisia de Mediu a Senatului într-o anchetă care investiga exact situația gropilor de gunoi din România. Autoritățile române știau foarte bine care va fi demersul curții de justiție, știau rezultatele a lipsei lor de acțiune. Pot să vă spun în felul următor că există un raport pe site-ul Senatului foarte clar pus în online în această primăvară și care spune negru pe alb că depozitele temporare și cele neconforme sunt modul în care reușim să funcționăm în așteptarea unor sisteme eficiente de management al deșeurilor. Din punct de vedere a caracteristicilor sale, inexistența unor suprafețe de depozitare corespunzătoare, lipsa unui sistem de drenare și gestionare al ridicatului, cel mai adesea lipsa cântarilor și a unui depozit financiar pentru închidere, nu generează astfel de incidente. Deci noi n-am avut de la bun început un depozit financiar
pentru cel care gestionează depozitul ca din acei bani la sfârșit să închidă depozitul. Levigatul, de exemplu, la groapa Măldăveri din Vâlcea, curge sub forma unui pârâu. Pârâu care este extrem de toxic, are culoarea uleiului arsă, a indigoului. Același lucru se întâmplă la Patarâi lângă Cluj. Groapa de gunoi s-a surpat, levigatul ăla s-a scurs în sol. Incidentele din România sunt extrem de grave. Dar nu a fost... Da. Domnul Berceanu, îmi cer scuze, dar un raport aflat pe masa Senatului nu ține loc de închiderea gropilor de gunoi. E foarte simplu, astea sunt închise cu pământ deasupra și se fac depozite ecologice. Sunt instalații care pot arde gunoiul și care să producă energie electrică și energie termică. Noi suntem cumva a ignora și a lăsa ce baronii din gunoi, că gunoiul exact. Este o mega exact. Afacere în România, să facă milioane de euro. Să vă spun o soluție foarte simplă pe care orice om și-o imaginează la ora asta. Știți de Sumal, de sistemul acela de verificare a masei lemnoase, de când pleacă din pădure până ajunge mobilă. Da, știu. Exact același lucru se poate face pe gropile de gunoi, pe ceea ce înseamnă deșeuri. De când este luat de la tomberonul din fața curții omului, cântărit pe fracții, fracție umedă, fracție uscată sau sticlă, metal, plastic, alte deșeuri. El ajunge formă în sortare, merge spre economia circulară ce este de recuperat ca materie primă secundară și apoi restul ar trebui să ajungă pe groapa de gunoi în cel mai rău caz. Domnule Berceanu, nu vreau să mai dezbat și cu invitații mei. O singură întrebare. Această condamnare ne va aduce sancțiuni pecuniare, da? Importante. Pot fi și milioane de euro. Da, deocamdată Curtea de Justiție s-a pronunțat doar la plata cheltuielor de judecat. Dar, altfel, putem să intrăm cu sume între 100.000 de euro și 200.000 de euro plătite zilnic de către România. Mulțumesc, domnule Berceanu. Domnilor, acestea sunt datele, da? Deci noi suntem cumva gică contra. Nu suntem gică contra, suntem... foarte scurt zic. Nu suntem gică contra, suntem șpăgari pe treaba asta. Deci, uite, dau un exemplu. Deci s-a dorit închiderea gropii de gunoi de la Chiajna Roșu, care poluează București. De zici că e ceva înfiorător, bate vântul și e acolo. Dom'le, au venit, nu vreau să oflu pe nimeni, ce primar, ce au vrut să facă, nu contează. Deci s-au dus să facă treaba, să închidă groapa, au avut și un program electoral. Dom'le, s-au dus și a apărut Ministerul Mediului și a apărut tot, care au blocat toată chestiunea, deci de la Ministerul Mediului și tot la asta. De ce? Pentru că sunt proprietari, sunt proprietari. Domnule, sunt proprietari, dar lasă-mă fii atent, sunt proprietari pe acea groapă. Proprietarii dau șpăci să nu se închidă. Asta este oameni Laurențiu buni, treaba. Atenție, sunt milioane de euro în joc de la cei care colectează gunoiul și da, și foarte bine să le plătim în România. Așa cum le obțin ei și această licență de colectare, până la cei care administrează gropi de gunoi. E o afacere care nu va muri niciodată. Și păci grele de tot. Exact. E o situație, domnul Botin, paradoxală. Avem exact ce spunea domnul Comaroni. Avem situația de la Primăria Sectorului 1, care dă în judecată Agenția pentru Protecția Mediului București. Primarul este PSD, primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, dă în judecată Agenția, care este în momentul de față tot a unui guvern politic PSD, da, da. Sau a unei alianțe din care puterea principală este a PSD-ului. Deci sunt niște disfuncționalități foarte mari. Și acolo e un băiat cu o firmă, unul Pascu, care dă la... Oameni buni, stai, și se blochează toată treaba. Una de mirosul pestinențial din zonă. Domnule, știți cum face Neamțu? Neamțu colectează selectiv, că altfel la halit poliția primăriei. Ăla care cară gunoiul către groapa de gunoi, îl ia tot selectiv, nu în aceeași degeaba mașină selectiv. Care se face aici. Groapa de gunoi nu mai e groapă de gunoi, este o instalație care face pentru comunitate energie termică sau energie electrică prin arderea gunoiului în 10 secunde. Au infrastructura necesară, este vorba de o altă cultură și din nefericire constat că în România este o conivență între autoritățile locale și administratorii acestor gropi de gunoi. Când o să plătim noi 100.000 de euro pe zi ca stat, cred că făceam 10.000 de astfel de instalații de ardere a gunoiului.
Mergem cu deci Dorel. Primesc aici că și ăla care de la firmă e tot politician, a fost PSD-ist deputat. O să mai discutăm problema asta, o urmărim. Dacă este vineri, după 4 minute vă prezint viralul zilei, așa cum fac de altfel în această emisiune. Pe principiu, Dorel lovește din nou. Dorel ar putea fi un brand de țară pentru România. Ce a mai făcut Dorel, vedeți după 4 minute. Revenim. În cadrul consum. Am revenit, doamnelor și domnilor, în final de emisiune. Poate ne facem un obicei, cine știe. Viralul zilei, de această dată, lovitura lui Dorel este mortală. Pentru că Dorel s-a gândit el în felul următor. Și dacă dăm regia fotografia ca să ilustrăm ceea ce a făcut Dorel, domnule, ai, știi cum e, mai construiești, mai pui o gresie, o faianță, o treabă, o chestie. Bă, dar la toaletă să încurci tu niște chestii, deja este aproape de complicare. Eu aș vrea să fiu elocvent în această emisiune, dar n-aș putea să vă spun de ce. Deci avem una bucată pisoar pusă de Dorel la WC-ul de doamne. Să fie în condițiile referendumului sau ce, ca să știu și eu. Hai să comentăm fotografia, stimați invitați, și să mai descrețim nițel frunțile, pentru că nu e așa, este vineri și miroase au weekend. Dom'le, această fotografie nu trebuie comentată, am stricat farmecul emisiunii și farmecul imaginii, ar trebui să râdem. Pur și simplu doar să râdem, să ne amuzăm copios. Dom'le, dar s-au inventat alea pentru femei, de poți să meargă și la pisoară. Pisoară? Da. Deci există dispozitive, sunt în Occident. Ai văzut un Bogdan Comaroni. Am văzut, dar uite că mă uit și la chestiile. Deci există dispozitive prin care se rezolvă problema. Deci Dorel nu e chiar așa tâmpit cum pare. Dorel e un vizionar. E un vizionar. Nu, dar n-am putea la Vrincovaci, având în vedere că Dorel le tot trăznește de genul ăsta, n-am putea face un brand de țară? Am aduce, eu cred că de la, ce astfel, nu... la astfel de realizări am putea aduce... Avem turiști curioși. Trebuie să avem și cabina transparentă, că și asta a fost făcută tot de Dorel. Cabina transparentă sau toaleta montată în afara cabinei. Deci, e peste Dracula. Da. Brandul cu Dorel. Păi cine a inventat brandul cu Dracula nu mai... Adică cine mai citește sau mai vede filmul? Nu mai. Dar uite, poți să faci, de exemplu, în România o istorie asta, un circuit a trăznăilor, da? Terenul de fotbal în pantă, da? Bordurile care trec prin copac, țineți minte la Călăraș. Mașina asfaltată în jur. Da, asfaltul cu mașina lăsată acolo. Macaraua lăsată. Macaraua pe la acolo. Uite și astfel de realizări ale lui Nenea Dorel, care pot face parte dintr-un circuit. Îți dai seama, ei, turiștii ăștia, cum îi cazezi, bani în economia reală. Mănâncă ceva, bani în economia reală. Îi duci acolo, bani în economia reală. Și la astfel de obiective pui și taxe de intrare, de vizionare. Nu poți, nu poți să vezi astfel de lucruri fără să plătești. Dacă pățești ceva, îi duci la Constanța și îmbălsămești și gata. Nu, dar noi avem așa un ciudat... Dacă mor de râs. Bogdan Comaroni, avem un ciudat simț al umorului. Păi bune, cineva a supervizat, probabil, chestia. Da, românul e plin de umor. Așa. E și poet, are și umor, dar în cazul ăsta, într-adevăr, deci exact e proschie maximă. Exact în dreptul ușii mi-a pus deci, bune, e ceva pe care îl puteți întâlni în România și pe noi ne întâlniți, dar duminică la 14 și la 16 și mai vedem noi dacă mai apare ceva. Gențiana Coman imediat cu știrile B1 TV. Weekend frumos aveți!